Ok, de salut tuturor și bine v-am găsit, bă, fraților, la un nou video cu voi. Să nu, și astăzi vom filma un nou video cu găini, cu animale. Îl filmez de pe camera. Vreau să vă anunț câteva chestii, pentru că am zis că nu am mai postat de foarte mult timp. Foarte mult timp, înseamnă 5-6 zile. Și în ultima perioadă postez o dată sau de două ori pe săptămână, deci foarte, foarte rar. Ceea ce nu cred că vă place și nu cred că vi se pare prea ok. Prieteni, vreau să vă zic că nu știu dacă mai are rost să continui cu canalul acesta, cu tot ce am început. Mie îmi place foarte mult să filmez, îmi place foarte mult să creez conținut. În ultima perioadă n-am mai avut deloc, dar absolut deloc timp să fac toate chestiile astea și vreau să mă iertați și vă spun că îmi pare nespus de rău, dar efectiv n-am avut timp de școala asta, nu mai am efectiv timp deloc de YouTube, știi, și nu știu, îmi pare rău dacă v-am dezamăgit sau chestii de genul acesta, dar nu știu. Adică în ultima perioadă am văzut, deci, vedeți? Aici e canalul meu, e YouTube-ul, e pe PC, da? Ok, vedem aici toate clipurile mele. Deci ultimele clipuri sunt păsări de ornament. Stați să vă arăt. Păsări de ornament. Asta cu găinușa, cu Dona. Și aici, și de la clipul ăsta, asta să vă arăt. Deci de la clipul ăsta totul s-a schimbat. Deci la clipul ăsta, după ce am postat acel Q&A, bă, toată activitatea mea efectiv s-a dus, după cum vedeți aici telefonul, se vede de acolo, ca să mă văd. Deci toată activitatea mea s-a dus de la clipul ăla, deci de-abia mai strâng 30-40 de like-uri în câteva zile. Uitați ultimul clip, da? 400 de vizionări și are 52 de like-uri, da? Vedeți aici, 52 de like-uri. Ok, penultimul clip. Asta cu padaoanele, acum o săptămână. Are 65 de like-uri și un dislike. Asta cu Dona. În fine, 52 de like-uri și un dislike. Deci, știți voi, oricum o puteți și voi uita și să vedeți. Nu e neapărat de like-uri. Asta e ăla cu am construit boxe. Ca să înțelegeți mai exact. Nu mi-e neapărat de like-uri pe cât îmi e de cum era tot înainte. Adică înainte, bă, vedeam acolo comentarii, vedeam, bă, ziceam la sfârșit, țin minte, de fiecare dată la fiecare video, pentru cei care sunteți cât de cât de măcar o lună, știți chestia asta, la fiecare video ziceam, scrieți hashtag păsări, hashtag nu știu ce. Bă, și era plin, bă, n-apucam să citesc, era plină secțiunea de comentarii de hashtagul ăsta și asta însemna că toată lumea se uita până la sfârșit. Ceea ce îmi părea foarte bine, odată am zis să zic că inițiale, le-o zis, deci tot s-o uita până la sfârșit. Și acum de mai văd 5, 6, 7, 8, 9 comentarii, pentru că distribuie eu pe grupul ăla abonaților și cam atât. Nu mai vin abonați noi, am 1150 de abonați. Luna asta cred că am crescut cu vreo 30-40 de abonați. Deci nu mai vin abonați noi, nu mai... Nu știu ce ar trebui să fac, dacă fac titluri de alea mai zic, să fie mai atractive. Pur și simplu spuneți că au că ce titlu, clickbait și chestii de genul. Ce aș putea să facă? Nu mai dau oamenii click, nu mai sunt interesați. Spuneți-mi voi, mai are rost? Nu uitați de like, share și subscribe. Vă las cu clipul. M-am lungit foarte mult cu introducerea aceasta. Sper să vă uitați la tot clipul. Nu știu. Hai să facem 80 de like-uri, ceea ce nu cred. Da, ne auzim data viitoare. Vă las cu videoclip. Hei, salut tuturor și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vom face un nou clip, după cum vedeți, cu păsările, pentru că toată lumea a votat. Prezentarea păsărilor am anunțit, am postat pe comunitate. Așa că da, o să le prezint, am anunțit. Aici aveți cocoșul de găina aceea din boxă, deci e foarte frumos afară, e sâmbătă. Acolo e cocoșul și acea găină neagră, vulturaș mai exact, și acea găinușă neagră. Și o să vă mai zic câteva noutăți, pentru că mai am noutăți. O să le prezint pe toate. Clipul va fi mai lung, așa că totuși va fi cât de cât lung. O să încerc să filmez cât mai stabilizat, ca să puteți vedea. După cum vedeți aici, moțata. Ea mai crescut penele, coada, tot, pentru că nu mai prea avea. Stă cu acea găină și acel cocoș, pentru că toate sunt libere afară.
afară din cercul ăla lor. Aici avem cloșca cu pui care nu mai este cloșcă. Adică, da, i-a părăsit astăzi. I-am găsit fără ea, adică nu mai avea grijă de ei, dar o să mai stea împreună. Probabil o să-i pun cu oi albi, nu știu încă sigur, dar vedem noi. Ca acela de Izabel e bolnav, o să vă și arăt totul și vă mai zic încă o dată ce le dau. Aici avem niște pene, cred că sunt de la rățoi, nu știu de ce. Aici Dona, după cum o vedeți, mare fetiță aici, nebuna. Da. Oh, vedeți, aici n-are nicio treabă. Boabe, mâncare, e și castrată, e foarte bine. Da, va trebui să-i scoatem firele. Aici avem strugurii care nu mai prea sunt struguri pentru că se ofilește asta și eu toată vara nu prea am mâncat struguri. Ca prostul, adică vedeți struguri. Așa că de ce nu mâncăm acum? Via se usca, cum vedeți. Da. Găinul ăsta de anul ăsta gri, cea mare. Cocoșe de anul acesta. Acolo mai avem câțiva peste gard, pentru că e tot sară. Afară e foarte frumos, e soare, e spectaculos. Aici cei albi, o să vă arăt și Izabela acum. Vedeți, are variolă. Nu pot să văd partea asta bine, dar nu are foarte multe. Pentru că ea a mai trecut foarte bine bubele. Are și probleme cu piciorul, e destul de murdar puțin. Ok, să trecem la următoarele. Da, bun. Aici cu ăștia trei curățate, asta am curățat-o azi, dar aia nu. Iepurilă e o femelă de uriaș, după cum știți și voi. Și aici se vară mai bine cele de peste gard. Acel cocoș de matcă. Iar acea bibilică, mai sunt mai multe la gri. Încă bibilica mare se pare că a sărit una. Și acum hai să vă zic ce s-a întâmplat cu un pui. Un pui a murit. Puiul care seamănă cu acel cocoș de la cloșcă a murit. A mâncat o travă de șobolan și tatăl meu l-a găsit mort. Dar nu știu cum a ieșit o travă de șobolan, că e în chestia aia, în atelierul ăla. Și ei nu au acces acolo, n-au pe unde intra. Dar, da, din păcate. Aici avem cocoșelul acela. Aici avem salcia. Da? Rața, rățoiul s-au mai împănat, după cum observați, le-am mai crescut pene. O să trească săptămâna viitoare să-i tăiem, pentru că tot am zis, dar n-am făcut. Colopadawanu, puiul. E de vânzare și ăla. Găinușa asta mare, care e puiul de fapt. Vulturică. Ai niște pui, ăsta e o corcitură de sebrit. Ăsta cred că îl păstrez. Bine, mai mulți am eu un plan, dar nu știu încă sigur. Aici, asta de anul ăsta, mai tot așa mai mare. Acolo aia gri, astea din aceea serie. Cloșca, bineînțeles, bun, pentru că cloșca aia e de mult cloșca. Ok, aici avem moțata olandeză. Le-a făcut tatăl meu ieri curat, eu am făcut în două boxe, tatăl meu am făcut în patru. Adică restul patru. Aici nu știu cum s-a murdărit așa ăsta. Tot timpul își varsă apa. Trebuie să le iau o chestie de asta la coate, ca să nu se mai verse. Aici mai găinușa de cochi în China, foarte frumoșică. Tot să sus, nu știu, mai nou, a început să se casere acolo. Cocoșelul. Mai facem și o pozică. Vedeți? Deci sunt foarte frumoase. N-am ce zice. Găinușa se pare că vrea să vină înapoi, ok? Da. Le luăm pe rând. Padawani, aici avem trei cocoși și două găini. Acolo e găină, acolo cocoș. Aici găină, aici cocoș, acolo cocoș, da, bun. Padawani mici. Acum, pentru că și ăștia urmează. Și ăștia sunt foarte importanți. Ok. La padawani ăștia vreau să vă arăt puțin ceva. Să o pun cred cât așa. Și uitați. Deci, găină așa în primul rând. Stați puțin. Trebuie să o pun mai în sus. Vă arăt. Da, găinușa mai are puțin ochiul
Adică asta e bun, asta e bine. Nu se focusează. Asta e ok, vedeți ochiul? E bine ochiul. Și celălalt, din păcate, i s-a închis. Deci e închis. Sau i s-a deschis puțin? E foarte, foarte puțin. Are o păticică mică de deschidere. Dar astăzi, după ce vine tatăl meu de la lucru, îl vom deschide, pentru că nu e bine să fie închis. Padawanul șchiop, care nu cred că mai e șchiop. Și acest cocoș care și-a revenit complet. Și să vă arăt și dovada. Hai mâncă. Uite ce înfoiat e. Stați, vedeți? Oh. Hai mâncă. Uite ce înfoiat e. Deci, sunt foarte chiuteți. Au mâncare, au apă. Da. Wow, ce m-am murdărit de la praf. Ok. Aici avem cocoșelul acela. Da, se rare pe toate că trebuie să le pun la astea apă. Oricum. Avem găina asta, de mii de flori, care are urechile albe. Nu, nu-s bune. Deci Denis nu cred că era supără. Adică nu era supără. Ok, stai că nu se poate aici. Cocoșul ăsta, care e exact ca ăla de la cloșcă și ca ăla care a murit. Așa se vor face și ăia. Vedeți, aici se curăță padoanele. Aici o găină de mii de flori corcită, tot așa. Nu știu din cine e, cred că din specimen, mai mult ca sigur. O vedeți aici? Da. Prieteni, asta a fost videoclipul. Ne auzim data viitoare la un nou video. Dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați, nu uitați de like, share, subscribe. Hai să facem 80 de like-uri, pentru că nu prea am văzut activitate în ultima perioadă și nu prea mă face să mai continui. Așa că numai bine tuturor, ne auzim data viitoare, pe curând! Deși tu like, subscribe, piesă de YouTube, piesă de...